Pe 7 aprilie, angajatorii din Gorj se vor reuni la complexul studențesc din Debarcader pentru a prezenta locurile de muncă vacante pentru gorjenii care nu au de lucru. Pentru bursa locurilor de muncă, deja am demarat deplasările către angajatori, avem întâlniri cu angajatorii și la sediu. Deja am contactat destul de mulți și cu siguranță în data în care vom organiza bursa pe 7 aprilie în campusul studențesc al Universității Constantin Brâncuș, începând cu ora 10, cu siguranță că vom avea foarte mulți angajatori. Oferta de locuri de muncă va fi una variată, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru cele cu studii medii, anunță reprezentanții AJOFM Gorj. Fac un apel și către cei care își doresc cu adevărat un loc de muncă să vină să participe la această bursă, fiindcă vom face toate eforturile să punem la dispoziție, prin intermediul angajatorilor, cât mai multe locuri de muncă vacante și cât mai diversificate. La câți angajatori vă așteptați? 60 și ceva de angajatori, 70 de angajatori. Sper să fie prezenți în sală. Cei peste 11.000 de șomeri au ocazia să își găsească un serviciu, agenții economici oferindu-le peste 500 de locuri de muncă.